Luna septembrie marchează începutul toamnei și aduce o mulțime de tradiții și obiceiuri. Este important să ținem cont de anumite superstiții pentru a ne asigura că vom avea noroc și ținem departe ghinionul. Vezi ce trebuie să faci la începutul toamnei ca să ți meargă bine tot restul anului. Conform știri.fresh24.ro, luna lui Răpciune, așa cum mai este numită popular, aduce o mulțime de tradiții și sărbători importante. Mai este numită și Brumar cel Mic, Vinicel, Viniceriu și Vinicel. Cele mai importante sărbători ale acestei luni sunt 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului Sau Sfânta Maria Mică, 16 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii. 26-28 septembrie, Filipii de Toamnă. 29 septembrie, Vara lui Mioi. La data de 1 septembrie începe anul bisericesc. Se spune că e bine să mergem la biserică și să ne rugăm în această zi pentru a-i demonstra Domnului că suntem adevărați creștini. Tot acum ne dăm seama de cum va fi vremea. Dacă dimineața plouă, primăvara va fi ploioasă. Dacă la amiază este senin și soare anul va fi bun în tradiția populară, toamna începe de la Sfânta Maria Mică, 8 septembrie și durează până la Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Dacă tună noaptea se spune că Sfântul Ilie se întoarce acasă cu carul plin de păpușoi. Tot acum se adună și plantele tămăduitoare. Se spune că poți face asta doar până de Sfânta Maria Mică, pentru că apoi își pierd orice proprietate. În unele zone se spune că ai voie până de Sfânta Cruce când le duci la biserică. Plantele Sfințite se păstrează apoi în casă, la icoane sau în alte locuri ferite, fiind folosite la nevoie în vindecarea unor boli. De la Sfânta Maria se încheie vara, de acum bărbații nu mai poartă pălării, ci își scot la înaintare căciulile. Tot acum ciobanii încep să pregătească cojoacele și amenajează stânele pentru oi, care trebuie să fie gata până iarna. Pe 14 septembrie sfințesc monede despre care se crede că odată păstrate în portofel alături de o cruciuliță aduc belșug și spor în muncă. Luna septembrie este considerată perioada optimă pentru culesul viilor, iar de ziua crucii se sfințesc butoaiele cu vin pentru a se păstra tot restul anului. Strugurii din ultimul butuc din vie nu trebuie culeși și se lasă ofrandă pentru păsările cerului, relatează știri.fresh24.